Salutare și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pentru voi cu bucurie un clip în care voi face un unboxing de la Oriflame, așa cum ați văzut deja din titlu. Este pentru mine prima comandă plasată la ei în calitate de reprezentant, să-i spunem. Eu nu mă ocup neapărat de treaba asta. E prima dată când am plasat o comandă în urmă cu foarte, foarte mulți ani am mai fost reprezentant cei drept și atunci am plasat comenzi mai mult pentru mine și prietenii, apropiați ori familie. La fel voi face și acum pentru că timpul nu-mi permite să mă ocup full de chestia asta, dar pentru că îmi plac mult produsele lor și mai ales parfumurile, am o slăbiciune, după cum știți, mulți dintre voi pentru parfumuri, iar cei de la Oriflame au câteva produse super bune în acest sens, pe care le cunosc de ceva timp și de care sunt foarte curioasă, unele noi de care sunt curioasă și vreau să văd cum miros, cum se comportă ele. Am și perlele, le îndrăgesc super mult, acele perle bronzante din gama Jordani de la Oriflame. Eu v-am mai spus despre ele, îmi plac foarte mult, sunt pigmentate, se lucrează frumos cu ele, le poți intensifica intensitatea lor, super bune. Bun, haideți să vedem ce am în această cutie, care e voala destul de mare, după cum vedeți aici. Îmi place cutia, e una relativ simplă, dar pe ea scrie că this box is full of beauty and happiness și mi se pare și e fain, domne. Hai să vedem ce îi înăuntru. Vă spun sincer că eu am desfăcut deja cutia aseară, deci am efectiv desfăcut-o, atât am făcut și aici deasupra, înăuntru sunt bineînțeles produsele, dar aici deasupra, imediat după ce am desfăcut cutia, a fost această hârtie de... după cum vedeți. Bun, să vă arăt ce mi-am comandat eu pentru prima dată după mulți ani. Ei bine, am aici aceste suplimente, sau cum să le numesc, high protein and source of fiber, 23 de vitamine și minerale, pentru 21 de mese, fără gluten, non, nu știu ce, vegan, bla bla bla. Sunt niște înlocuitoare de mese. Eu am aici unul cu aromă de ciuperci. Da, bine zic, și sper să, da, cu aromă de ciuperci și sper, mie îmi place în general, îmi plac ciuperci, îmi place aroma de ciuperci, îmi place mirosul de ciuperci, îmi plac chestiile care au aromă de această legumă și sper să mă pot obișnui cu praful ăsta. E înlocuitor al unei mese, pot să înlocuiesc micul dejun sau cina. Cred că mai degrabă voi înlocui cina cu acest supliment. Nu știu cum sunt, nu le-am mai folosit niciodată. Am auzit lucruri bune despre ele, tipa la care eu m-am înscris la Oriflame folosește aceste chestii și multe altele din gama asta, healthy, blealthy și așa mai departe. Ea zice că e mulțumită, o slăbit 10 kg în nu știu câte luni, da, deci sau într-un an, ceva de genul, dar oricum o slăbit folosind produsele astea, făcând sport și ținând o dietă, având grijă de dietă, mâncare sănătoasă și așa mai departe. Dar da, te pot ajuta și chestiile astea dacă înlocuiești, dai seama, micul dejun și cina cu astfel de produse. Se categoric, dacă timp de o lună, două faci asta, mai faci un pic de sport și mănânci un pic mai atent și grijuliu, categoric poți da câteva kilograme jos. Acum, eu nu știu, nu mă pricep neapărat pe partea asta nutrițională, nu sunt măsură absolut deloc să vă dau sfaturi în sensul ăsta, dar eu vă spun și vă arăt doar ce mi-am cumpărat. Vreau să le încerc, vreau să vă cumăs și dacă îmi plac și merge treaba, probabil voi continua. Ideea este că ele, un tub de ăsta de câte grame, v-am zis că are 21 de mese, are 525 de grame, această pudră se amestecă cu apă și voilà, ai o masă. Și ce am vrut să zic, că îți la 230 de lei parcă prețul lor, dar eu le-am găsit și le-am achiziționat acum la doar 130 de lei, deci mi s-a părut un preț foarte, foarte bun pentru o cutie de asta, o reducere super mare. Și pentru că a avut acest preț extraordinar, mi-am mai luat încă o cutie, dar o altă aromă și aici vorbim despre vanilie. Am vrut să am și ceva mai sărat, dar și ceva mai dulce. La fel și asta are 525 de grame, e pentru 21 de mese. Asta o pot cred că amesteca și cu lapte, nu doar cu apă, dacă vreau ceva mai gustos, sățios. Și da, vom vedea. Nu știu exact cum îți, v-am spus, habar n-am folosit niciodată produsele astea. Nu știu de ce, ambele au 525 de grame, văd acum, însă ăsta, dacă îl pun pe masă lângă ăsta, e un pic mai mare tubul ăsta, vedeți și voi.
Da, nu știu ce. Bun. Mai departe, îi cutia aici pe masă, o să bag mâna și o să scot din ea să vedem ce am mai luat. Pentru iubitoarele de parfum, pentru iubitori de parfum, să știți că am și ceva noutăți aici, și anume, aceste două parfumuri, unul de bărbați și unul de femei, le-am cumpărat pentru că au avut un preț bun dacă le luam împreună. Dacă le luam separat, nu știu cât era prețul, cred că 90 de lei un parfum, 89 sau ceva de genul. Dar dacă le-am luat împreună, prețul pe bucată a fost de 59 de lei, parcă, deci 60 de lei. Și mi s-a părut un preț foarte bun. Parfumul ăsta de femei, hop, că vi l-am arătat invers, Eclat Amour Intensité, e o apă de toaletă și l-am mirosit în catalog la acea pagină parfumată. Am avut de la cineva catalogul în format fizic, să spunem așa, și am putut să miros acea pagină parfumată și m-am îndrăgostit pe loc. Din câte mi-aduc eu aminte, mi-a plăcut super mult, numai că cumva, sincer să vă spun, odată cu acel catalog, după ce am pus mâna pe catalogul ăla, mi s-a reaprins pofta de produsele Oriflame și cumva mi s-au aprins călcăile după parfumurile Oriflame. Am mirosit atunci mai multe în acel catalog, mai multe pagini parfumate pentru parfumul ăsta, pentru parfumul ăla alalt roz, nu știu cum îi spune, ca și o fundă, așa, ăla e mai pricey un pic, 170 și ceva de lei parcă, și mi-a plăcut și am mai mirosit ceva pe acolo, mi-a plăcut super tare și mai multe parfumuri roz mi-au plăcut și roșii din acel catalog. Așa că ăsta era printre ele, le-am văzut la un preț bun acum și am zis, frate, hai să le iau. De ce le-am luat pe amândouă? Pentru că și soțul meu, după cum bine știți unii dintre voi, și soțului meu îi plac parfumurile și așa mai departe, pentru că e un preț bun. Și ce să vezi, urmează Valentine's Day, peste câteva zile va fi 14 februarie, după care 24 februarie, dragobetele, așa că avem un prilej bun de a ne cadorisi. Le-am luat astea două, unul pentru mine, unul pentru el. O să vedem cum îs imediat și la final o să-i fac și, să zicem așa, prima impresie, dacă vreți. Bun, mai departe, ce am aici? Am un rimel. Acest rimel 5-in-1 Wonderlash din gama asta The One e un rimel pe care eu îl foloseam în urmă cu ani și ani de zile. Wonderlash. Era un rimel atât de bun. Mi-a plăcut atât de mult produsul ăsta extraordinar. Între timp am mai pus mâna pe altele și altele și normal că nu poți să folosești ani de zile același produs. Ești tentat să încerci și noutățile, dar ăsta știu că mi-a plăcut foarte tare și ce am făcut? L-am recomandat cu toată încrederea și cu mare drag unei prietene care urmează să îl dau poate chiar astăzi. Deci acesta este pe comandă. Nu o să-l desfac, vedeți și voi, vine așa în țipla asta, dar trebuie să recunosc că dacă mi-aduc eu bine aminte pe vremea când eu foloseam acest Wonderlash, era mai subțire, deci efectiv că îl simt ăsta destul de grosolan așa în mână, eu din câte mi-aduc aminte parcă era un pic mai subțire rimelul ăla și formatul un pic mai lung, ceva de genul. E posibil să se fi schimbat un pic, să se fi poate chiar și reformulat. Sper că nu a lucrat foarte tare la formulă și la pensulă, pentru că ceea ce știam eu din anii trecuți era un rimel foarte bun. Sper să fie util și cu... Eu l-am recomandat cu toată încrederea și cu toată sinceritatea, sper să-i fie util și să fie ok, mulțumită. Bun, am mai pus tot pe comandă, stați că vă spun imediat, vai ce încântată zi produsele astea, astea ar trebui să le iau toate odată în mână, pentru că sunt un set. Haideți că o să încerc să fac chestia asta. În programul de bun venit la Oriflame am nimerit eu acum că puteam să iau toate aceste produse pe care încerc să vi le arăt acum, toate aceste produse la doar 100 de lei. Da, una, două, trei, patru produse am aici, deci toate aceste produse ca și un set le-am putut lua cu doar 100 de lei ca și un cadou de bun venit. Toate astea am întrebat-o pe cineva apropiat dacă le dorește, pentru că eu nu sunt neapărat nebunită după Amber Elixir. E un parfum frumos care îmi place, mi se pare că se pretează pentru sezonul rece, toamnă-iarnă, dar nu pot să că mă înnebunește pe mine personal. Și i l-am arătat unei persoane apropiate, ei au zis da, clar, vreau, cum să nu, și pentru asta l-am adăugat în comandă. Am aici și crema Amber Elixir de la parfum și știți voi că dacă folosiți crema de corp după duș și după aia vă dați cu parfumul din aceeași gamă, el va persista mai mult și va fi mai intens. Iar aici este o cremă de mâini, Love at First, nu știu ce, hand cream, blah, blah. Da, deci nu e crema de mâini, credeam, nu știu ce, am avut așa o...
Am avut o falsă impresie că e o cremă care ar mirosi ca și Amber Elixir, nu știu ce, la repezeală, dar nu. E din altă gamă, altă poveste. Eu sper să fie utilă, să fie de folos. E o cremă de mâini pe care nu scrie mare lucru. Da. Cremă de mâini. Pa, pa. 75 ml. La revedere. Îi drăguță că e roșie. Vine 8 martie. Vine... adică... luna asta a dragostei și a iubirii, februarie, după care 8 martie, deci e fain să o ai în poșetă, că te duce cu gândul la chestii drăguțe și romantice. Voilà, doamne. No, și aici e un balsam de ăsta mic, de multifuncțional, de buze, aș spune eu, dar este într-adevăr multifuncțional, pentru că balsamul ăsta îl poți utiliza atât pe buzele uscate, cât și pe mână sau la, eu știu, în zonele uscate ale corpului tău. E foarte hidratant, ăsta cred că miroase și foarte bine a... Dar asta cred că pot desface totuși, să vedem despre ce e vorba. Da. Sunt chiar curioasă. Doamne, de atâta de drăguț. Voi deja cred că cunoașteți multe dintre voi produsele astea. Ăsta e foarte, foarte cunoscut la ei. Multifuncționalul balsam. Doamne. Nu știu ce. Sau așa toate. Că parcă îi are în el această ceară, acest balsam, care dacă vă uitați voi atent sau nu știu cât de mie se vede, parcă îi puțin... lucrat în el cumva, nu-i zgâriat, deci nu-i zgâriat, doamne ferește, dar ca și cum, nu știu, ceva, dar, na, nu cred, na, în fine, ok, e ok. Și da, are un miros de zmeură, un pic așa chimic, dacă e să mă întrebați pe mie, da, e ok, e drăguț, un miros fructat, zmeurică, fructată, da, e fain, e drăguț, e simpatic, e ținut în geantă, în poșetă, nu mi se pare neapărat cel mai igienic mod de a-ți hidrata buzele, genul ăsta de balsam de buze în chestii, e genul ăsta unde trebuie tu să bagi mâna și să te dai, parcă nu mi se atâta de... nu le găsesc atâta de igienice. Și ce mai am aici? Haideți să vedem. Încă o chestie de genul ăsta. Iar pentru a înlocui prețul transportului, dragii mei, puteți la Oriflame, ei vă oferă această șansă, ca să nu mai plătiți, nu știu, 15-20 lei transportul, puteți să vă cumpărați dintr-o listă de produse, câteva dintre acele produse, înlocuitoare a prețului de transport. Înțelegeți ce vreau să spun? Bun, ăsta mi l-am luat eu, e un gel intim, dar care trebuie pus în... deci e o rezervă de gel intim pe care o să tai și o să pun în gelul intim pe care l-am deja la baie. Sper să nu fac vreo prostie pe aici. Așa, și în continuare am, bineînțeles, catalogul, noul catalog pe care abia aștept după filmarea acestui clip să îl... mă relaxează, fetilor, sincer. Deci pe mine chiar mă relaxează să răsfoiesc paginile unui catalog, Avon, Oriflame sau ce vreți voi. Nu știu, mă relaxează, mă uit și de multe ori chiar dacă nu mi-au nimic sau nu comand sau v-am spus, nu mă ocup de chestii genul ăsta, să mă duc eu cu catalogul pe la tot felul de femei, să le convin să-și cumpere. Nici gând, dar îmi face mie plăcere efectiv să mă uit așa într-un catalog, să văd ce produse mai sunt, ce se mai poartă, care e faza, ce-o mai apărut. Înțelegeți ce vreau să spun? Mă relaxează de-a dreptul. Bun, urmează să fac asta imediat. Ce mai am aici? Mai am ceva pliante, cred că factura. Da, aici am factura. Iar aici am ceva Mind and Mood, folosirea uleiilor esențiale, se vorbește despre uleiuri, da, uleiurile esențiale. Da, deci are și Oriflame uleiuri esențiale și bla bla bla. Da. Urmează să citesc despre ele. Ăsta e micuțul catalog ca o revistă în care mă voi uita și o voi analiza când am timp. Mi-am mai comandat în felul următor. Câteva, și haideți să le iau pe toate în mână ca să scap odată de toate cele. Mi-am comandat aceste parfumuri Oriflame. Mostre, mai bine zis, parfumuri. Mostre de parfum. Cam acestea sunt. Am aici noutatea care acum au apărut, Miss Jordani Floral. Sunt foarte curioasă, mie îmi plac parfumurile florale în general și mai ales să uitați și voi cum arată, atât de feminin, atât de prețios, atât de rosy, rosy, grilly, dilly. Vai de mie, mi se pare atât de simpatic și de... fain. Sper să fie interesant parfumul ăsta. Cam asta e prezentarea lui. Floral...
Are neroli, jasmin, tuberoz, feni, adică bujor și ilang ilang. Sper să-mi placă. Sunt tare curioasă. Doamne, cam de aștept să le testez. Și pentru că în catalogul, nu știu ce catalog era ăla, că eu nu mă pricep cu chestiile astea, dar înaintea catalogului acestea v-am spus că am mirosit câteva pagini parfumate, printre care și pagina parfumată a acestui parfum, cred că se numește Divine, da, Divine Exclusive, și mi-a plăcut. Am zis, bă, frate, este că eu mă aduc aminte că am mirosit pagina parfumată și atâta mi s-a părut interesant parfumul ăla, hai totuși să comand și mostra să mă asigur că îmi place și dacă îmi place cu adevărat și persistă bine și așa mai departe, cu siguranță ăsta o să-l comand, vă spun. Bun, îs curioasă să văd cum miroase și ăsta, mai mie. Bun, și mai am aici Signature, parfumul, deci parfumul, nu apă de parfum, nu-i mic, parfumul Signature de la Oriflame, despre care am auzit lucruri bune și sunt tare, tare curioasă. Am înțeles că e un parfum super potent, persistent și intens, îs mega curioasă de el, are levănțică și nu mai știu eu ce. Mai am aici, după cum vă spuneam, dar de ce am primit sau am greșit? Poate că am greșit sau am primit cadou, nu știu care faza. A, era în kitul acela, da, da, da. Era un kit cu 5 lei, parcă la comandam aceste două reviste și cred că ăsta, da, că scrie pe el aici kit. Cred că. Da, sper că nu greșesc. Eu vă spuneam că mi-am comandat și da, mi-am comandat aici în mostra Divine Exclusive, dar numai bine că am două, că mă pot da așa în, pe bogăție și să-mi dau seama și mai bine de parfum cum el de fapt. Mai am aici varianta, încă o dată de la Miss Jordan, varianta Floral a acestui parfum, dar și ăsta era set Miss Jordan Card Vial, nu știu ce. Nu știu exact care e faza. Acum de am câte două bucăți din parfumurile astea, două din mostrele astea, dar numai bine, chiar nicio supărare. Poate o să fac mai departe ca două mică mostră de asta să arăt oamenilor cum miros aceste parfumuri. Și mai am aici o Sweet Dulce de Lece, Dulce de Lece sau cum se pronunță el. Am auzit lucruri bune despre parfumul ăsta, nu mai știu la cine aici pe YouTube, că ar fi super fain, dulce, de o stare bună, bla bla bla, numai că nu este tot timpul în catalog. Am vrut să văd cum e parfumul, mi-am comandat mostra și o să vedem. Iar aici am Eclat Amour Intensite, adică e exact parfumul ăsta, la fel nu știu ce am făcut, nu știu de ce ăsta e aici, dar nu e nicio problemă, v-am spus, îl pot da mai departe cadou să vadă oamenii cum prietenile mele sau, mă rog, din familie apropiați, să vadă și ele cum mirose aceste parfumuri la care am dublură și poate o să le dorească, o să le comande și eu o să le adaug în coș la o viitoare comandă cu mare drag. Bun! Și zice să fie încântată că mai am aici un parfum și vă spun care faza. Pentru că am adunat nu știu câte puncte, ca se faza cu firmele astea de tip MLM, că ai tot felul de beneficii peste beneficii, dar ideea e că te tot fac să cumperi și mai mult. După ce am adăugat în coș toate produsele astea pe care deja vi le-am arătat, pentru că am atins pragul de 400 și ceva de lei și am adunat nu știu ce puncte pe acolo, puteam să mai cumpăr încă niște produse, acolo era într-o listă, mai multe produse erau, la prețuri foarte bune. Foarte bune. Printre care era și acest parfum. Voilà! Iarăși, de parfumurile astea Se Swedish Experience, am auzit numai lucruri bune. În special de acela gălbui, nu știu exact cum se numește, dar mă rog, ăsta nu-i gălbui, e cel varianta aceea albastră. Nu știu cum e, niciodată nu am mirosit parfumurile astea, dar am auzit lucruri bune despre ele. Și faza e în felul următor, că sunt ape de parfum, dar au 75 de mililitri, deci nu 50, nu 30, nici chiar 100, dar totuși au 75 de mililitri. Ei bine, nu că mă scuz, dar, Doamne iartă-mă, o apă de parfum la 75 de mililitri cu 50 de lei cât am dat eu pe el, nu se poate așa ceva. Înainte să-l bag în coș, m-am uitat așa rapid pe Google să văd despre ce e vorba și am văzut că ar fi acvatic, ceva, something, something care te duce cu gândul la mare, la plajă, la căldura, vai de minus 6. Și am zis, bă, frate, ce fain, oricum mi-e dor de vară, mi-e dor de căldură, săptulă iarna asta și de friguri, vreau să simt ceva altceva. Și l-am luat, probabil o să-mi placă, nu știu ce presimt așa că-mi place, dar știți ce am să fac? Video-ul meu se va încheia aici, acesta este un unboxing și după ce
îl închidem cu, închidem cu bine video-ul ăsta și deja ați văzut ce mi-am comandat, cel mai probabil o să fac încă un video pe care să-l urmăriți separat atunci când veți avea chef și timp și așa mai departe, cu parfumuri noi, parfumuri Avon noi, Avon, hai, ce am zis, doamne fer, parfumuri Oriflame, mă scuzați, noi, first impression, unboxing, nu știu, văd eu ce titlu am să-i găsesc, dar așa mă gândesc să fac, ca să nu fie prea lung videoclipul ăsta, deja are 20 minute, eu zic că îi destul, ați văzut ce mi-am comandat, ați văzut ce produse am ales eu pentru această primă comandă, sper că vi s-a părut într-un fel sau altul interesant și că v-am putut ajuta. Da, Oriflame, un big like, oricum în general îmi plac produsele lor, v-am spus, au produse de calitate, mi se par un pic next level față de foarte multe alte firme de astea MLM și au și o experiență în acest domeniu de foarte mult timp, cumva parcă îmi vine să le folosesc mai cu drag și mai în siguranță aceste produse, indiferent că vorbim de produse de îngrijire, parfumuri, produse de make-up și așa mai departe. Bun, cam ăsta a fost unboxing-ul meu, primul meu unboxing Oriflame de aici de pe canal și urmează un clip cu aceste parfumuri să vedem cum sunt ele, cum miros și domn, i-am de aștept. Haideți că vă las și mă pun să, cred că chiar acum filmez un al doilea clip cu aceste parfumuri. Vă pup și până data viitoare vă doresc toate cele bune!